în sală. Sectorul 1, 19. Sectorul 2, 31. Sectorul 3, 19. Numai puțin, sectorul 2 n-am înțeles, cât 30 și? 40. Și sectorul 3? Sectorul 3, 20. Dragi colegi, sunt 79 de deputați în sală, 40 sunt voturile necesare pentru aprobarea proiectelor în prima lectură sau a proiectelor de hotărâre de Parlament și să trecem la procedura de vot. Rectificare. Precum au fost examinate și dezbătute, la fel le voi propune votului. Și primul subiect care se propune votului este proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, proiectul numărul 215 din 27 iunie 2017, proiect de lege care se află în dezbatere în lectura întâi. Respectiv, cine este pentru aprobarea acestuia în lectura întâi, vă rog frumos să vă pronunțați prin vot. Vă mulțumesc foarte mult, majoritatea celor prezenți în sală au susținut aprobarea proiectului numărul 215 din 27 iunie 2017 în prima lectură. Următorul subiect care se pune la vot este proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de judecător a Curții Supreme de Justiție, proiectul numărul 199 din 30 mai 2017, cu referire la domnul Victor Micu, care se află în sală. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? Vă rog frumos să vă pronunțați prin vot. Doamna Poliski, vreau să vă întreb dacă majoritatea simplă? Cu majoritatea celor prezenți în sală, plenul Parlamentului a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție pe domnul Victor Micu și noi vă felicităm și vă dorim succese în activitatea profesională. Astfel, proiectul numărul 199.